Bună ziua, dragii mei, și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracol Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi este joi, 23 aprilie 2020, și vom efectua și astăzi citirea noastră zilnică. Iar pentru acest lucru ne ajută seturile de cărți de oracol a îndrăgostiților și setul ceștii de ceai. La fel ca și în alte zile, astăzi am simțit să lucrăm cu acest set, da, a îndrăgostiților, și cu setul ceștii de ceai. Amândouă simt și acoperă zona iubirii, dar dacă voi simțiți că mesajul este pentru o altă zonă, nu este nimic greșit. Haideți să începem prin a amesteca setul îndrăgostiților și vom vedea ce mesaje primim. Vom extrage 3 cărți din fiecare set. Deci pentru joi, 23 aprilie. Prima carte. Astăzi nu le voi pune pe pozițiile trecut, prezent, viitor, ci pur și simplu să vedem ce mesaje vor să ne vorbească, da? A treia. Și de la setul ceștii de ceai, mă scuzați, tot 3 cărți. Prima carte. Dacă simțiți că nu rezonați cu mesajele acestea, această citire nu este pentru voi. Cea de-a doua carte. Și 3. Și pietricica noastră, să vedem ce ne spune pentru ziua de joi. Dragoste și iubire. Cred că ieri sau alaltăieri am avut. Ieri a fost bucurie și alaltăieri a fost dragoste și iubire, dacă nu mă înșel. Deci, haideți să vedem. Prima carte de la setul îndrăgostiților este un admirator secret. Deci, cineva te admiră în secret și acel cineva are mai sentimente mult mai adânci decât lasă să se înțeleagă sau decât știi tu. Admirator secret. Cineva te admiră și te prețuiește în secret. Probabil că îl știi, probabil că nu-l știi. De obicei, dacă sunteți colegi de muncă sau prieteni, o femeie sau chiar și un bărbat simte atunci când este ochit de cineva, să zicem, în ghilimele. Aceste lucruri se simt. Da? Cea de-a doua carte este așteaptă, nu te grăbi, permite naturii să-și urmeze cursul. Dacă nu mă înșel, și ieri am avut această carte, nu chiar aceeași carte, dar cu același mesaj. Și dacă se repetă mesajul, chiar dacă vine de la altă carte sau de la alt set, mesajul e același, înseamnă că nu trebuie să ne grăbim, să lăsăm natura, divinitatea să-și facă treaba, pentru că natura divină lucrează în așa fel încât toate lucrurile să pice în poziția care trebuie. Și noi, dacă ne opunem sau grăbim sau forțăm ceva, ne opunem, da, divinității, și atunci vom avea obstacole sau anumite blocaje în viața noastră și nu ne dorim acest lucru. Deci așteaptă. Nu te grăbi, nu forța, nu presa. Permite naturii să-și urmeze cursul și totul va fi bine. Cea de-a treia carte vine cu mesajul:
Adânc în inima ta, tu știi deja care este răspunsul. Fă ceea ce simți că este corect. Foarte interesant. Deci trebuie să privești în inima ta și acolo unde vei găsi răspunsul corect și fă-l, urmează acest răspuns care îl afli în inima ta, da? Este foarte important să ne ascultăm inima. Chiar dacă uneori mintea ne spune altceva, inima este ce dacă ne vine din inimă, nu poate să fie rău, pentru că și aici spune, fă ceea ce simți tu că este corect, da? Din inima ta. Deci ascultă-ți inima. Prima carte de la setul ceștii de ceai este afecțiune distantă. Și această carte a ieșit acum câteva zile. Deci se repetă mesajul. Afecțiune distantă, separare, fiecare merge pe drumul lui. În această carte ne este prezentată o fată și un băiat care fata stă cu spatele la el. El încearcă să îi explice ceva. Vedeți, apropii puțin cartea ca să vedeți mai bine. Pare nedumerit el, dorește să o întoarcă pe ea din drum, să o facă să priceapă că poate că s-a schimbat sau poate că nu este ceea ce pare. Deci, oricum, afecțiunea lor este distantă, dar iubire și afecțiune a fost cândva între voi, pentru că este florile roșii și deschise reprezintă iubire și afecțiune. Sau s-ar putea să fiți deconectați sau la distanță unul față de celălalt în plan geografic și aceasta este o posibilitate pentru unii dintre voi. Dați-vă timp și unul altuia. Și în acest timp veți avea posibilitatea să vă vindecați și să reflectați, dacă mai aveți nevoie de timp, da? Pentru a reflecta, să vedeți ce intenție are persoana care dorește să vă vorbească și să vă întoarcă înapoi, ce planuri are de viitor cu voi, să nu fie iarăși doar o păcăleală. Deci permite acestui timp să-ți vindece și să-ți limpezească sufletul, gândurile, ca să poți să iei o decizie clară. Cea de-a doua carte de la setul ceștii de ceai este Momente tandre. Momente tandre, avem anumite indicii, gesturi tandre, bineînțeles, după cum îi spune și numele, sensibile, gentile, șoapte. Vedeți cum tânărul îi sărută mâna tinerei. Sunt foarte apropiați și fericiți. În acest fel se formează o legătură puternică între voi și aceste momente tandre te deschide, îți deschide inima pentru a îți împărtăși sentimentele și tu și partenerul puteți să vă împărtășiți sentimentele unul celuilalt, dar ai grijă dacă este cu acest tânăr să vezi întâi ce planuri are sau ce intenție are, pentru că să nu te facă să suferi din nou. Deci poate acest tânăr te va convinge să te întorci și pentru că următoarea carte este Momente tandre, veți avea ceva momente tandre, dar din cauza acestei cărți s-ar putea să nu fie, să fie doar temporar aceste momente tandre. Dacă simți că încă nu ești pregătită, spune-i și nu-i nicio greșeală sau niciun păcat, mai bine îi spui adevărul că încă nu ești pregătită, să-ți dea puțin timp pentru o limpezire a gândurilor
și pentru a reflecta la ceea ce își dorește inima ta. Deci, aici avem așteaptă, nu te grăbi, da? Avem mesajul, nu te grăbi, așteaptă. Și în următoarea carte, la fel, adânc în inima ta, tu știi deja care este răspunsul. Fă ceea ce este corect. Deci, tu trebuie să știi și tu trebuie să iei decizia, dar trebuie să ai grijă. Pentru că acest tânăr odată te-a rănit. Sau dacă e la distanță mare de tine, da, în plan geografic, atunci trebuie oricum să aștepți până vine, până vă veți putea întâlni și în acest timp ai timp de reflecție și de claritatea gândurilor și a sentimentelor. Deci, cartea Momente Tandre ne mai spune că iubirea are nevoie de spațiu pentru a înflori. Deci, dă-ți și tu acel spațiu, ca și iubirea, da? Și în acest timp, în acest spațiu, vei avea posibilitatea și răgazul necesar ca să te limpezești, să te deschizi dacă vrei, da? Pentru aceste momente tandre. Iar cea de-a treia carte este Ceainicul Dorințelor, ceea ce înseamnă ajutor divin, dorințe, idealuri, inima își dorește ceva inima ta. Pune-ți acea dorință pe care o ai în sufletul tău și cartea ne spune că atunci când ea iese la etalare, sunt mari șanse ca dorința ta să se îndeplinească, de aceea se și numește Ceainicul Dorințelor. Afirmă dorința, da, pune o propoziție și apoi dă-i drumul către univers. Se poate împlini. Este o carte foarte pozitivă și acum depinde de tine cât de pozitivă sau în sensul în care dacă te hotărăști să clarifici cu acest tânăr și să îi spui la revedere sau încerci să îi mai ceri timp să te aduni și să te clarifici, apoi puneți acea dorință și vei vedea dacă se va împlini. Dar depinde cu cine îți pui dorința. În această carte vedem că este un tânăr, poate că este alt tânăr, da? Nu, poate că nu e același tânăr. Deci cu acesta ești distant, poate și în plan geografic, dar aici este un tânăr care este foarte tandru cu tine și foarte afectos. Poate că este alt tânăr și atunci Ceainicul Dorințelor, în funcție de dorința ta și de cât de mult crezi și îți pui concentrarea pe dorința ta din inimă, se poate împlini. Și aici ne spune, adânc în sufletul tău, tu știi deja care este răspunsul. Fă ceea ce simți că este corect. Iar în prima carte avem un admirator secret. Deci cineva te admiră în secret și nu îți împărtășește sentimentele lui. Sunt mai adânci decât lasă să se înțeleagă. Da? Sentimentele lui. Acum fiecare veți ști cum stă situația la voi, dar aveți grijă, da? Fiți precauți întotdeauna. Și pentru ziua de astăzi avem din seculețul nostru, am extras pietricica iubire. Deci, vedeți cu iubirea cum o rezolvați pentru ziua de azi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Acestea au fost mesajele pentru ziua de joi, 23 aprilie. Vă doresc multă sănătate, să aveți grijă de voi, să rămâneți sănătoși. Multă iubire, iubiți-vă mai mult, fiți mai blânzi unii cu ceilalți și până data viitoare, dragii mei, numai bine!